Da. Mă bucur că grupul RUS a organizat acest eveniment. Am mai participat la evenimente de acest gen organizate de grupul RUS. Mi-aduc aminte, pentru un urmă cu 2 ani, era vorba de strategia de dezvoltare a pieței de capital. Toate discuțiile au condus la un flux de idei foarte valoros, dar de multe ori am văzut cu toții că aceste idei sunt foarte bune în teorie, ar fi foarte bune în practică, dar se aplică prea mult. Cred că și urmarea a dezbaterilor de astăzi va fi un flux interesant de idei. Important este cum și cine și în ce fel și când le vom pune în practică, le vom implementa. Înainte de a intra în tema propriu-zisă, vreau să vă spun că eu chiar nu sunt un obișnuit al discursurilor. Nu sunt obișnuit cu discursurile. Totuși, la o asemenea temă provocatoare, nu puteam să nu reacționăm și să venim cu o viziune privind situațiile din interior. Problemele care le voi spune sunt foarte simple, sunt supuse dezbaterii și noi de dezbaterii din interior și ne interesează poziția dumneavoastră a tuturor celorlalți actori a vieței, cum am putea să facem mai bine, cum am putea să nu greșim, cum am putea să ajungem la scopul comun în viață. Tema pe care mi-am propus-o să o abordez se intitulează Societățile de investiții financiare, prezent și perspectivă. Vă spun, inițial am vrut să o intitulez Trecut, prezent și perspective, dar din motive care probabil vor rezulta din cele expuse, am rămas la ideea de prezent și perspective. În ceea ce privește prezentul, ne-am pus întrebarea pentru cine sunt interesante sifurile. Și în viziunea noastră sunt interesante pentru acționari și potențiali investitori, sunt interesante pentru piața de capital, sunt interesante pentru economia reală. În ceea ce privește perspectivele, am simplificat puțin lucrurile și am considerat că am putea grupa în false probleme privind sifurile, poate nu false, poate discutabile, și adevăratele provocări în activitatea viitoare a societăților de investiții financiare. Cum sunt interesante sifurile pentru acționari și potențial de investitori? În primul rând, nu putem face abstracție de faptul că sifurile satisfac interese sociale ale unei mase largi de acționari. Cunoaștem structura de milioane de acționari prezentă la toate societățile de investiții financiare. Nu putem face abstracție de faptul că sifurile s-au constatat ca societăți de dividend, societăți care au reușit să promoveze și să pună în practică politici de dividend previzibile și sustenabile. Într-o economie românească în care sustenabilitatea dividendului este tot mai dificilă, nu putem face abstracție de faptul că activele financiare valoroase din portofoliul societăților de investiții financiare suscită interesul multor clase de investitori. Și mult discutat ca problemă a performanței, managementului și administrării societăților de investiții financiare. Apreciem că există o certitudine privind profesionarea managementului societăților de investiții financiare. Apreciem că există perspectivele creșterii performanțelor portofoliilor prin, chiar și prin simpla operare și luare la cunoștință a sistemelor de administrare și management și mediul de control audit promovate, prin faptul că există din ce în ce mai mult concentrări de acționariat și atunci când acționariatul este foarte concentrat, automat există și o presiune, o exigență pozitiv recepționată la nivelul managementului. De ce ar fi interesante sifurile pentru piața de capital? În primul rând, credem că sifurile au fost și sunt principal formator și susținători ai pieței de capital românești. Ne mândrim cu faptul că societățile de investiții financiare au participat activ la formarea și educarea antreprenorială a societăților din portofoliu.
interesante pentru că au și vor avea potențial speculativ și de portofoliu pentru toate clasele de investitori. Credem că SIF-urile, cu toate discuțiile care sunt, cu toate imperfecțiunile care încă există, pot fi catalogate ca modele de guvernanță corporativă. Este cunoscută, chiar cu observațiile care cu siguranță sunt, este cunoscută buna practică specifică a societăților de investiții financiare. Sunt cunoscute și de multe ori discutate modele de business și administrare promovate de conducerile societăților. Și de asemenea asistăm din ce în ce mai mult la creșterea transparenței decizionale la nivelul acestor societăți. Am putea aprecia, după mai mulți ani de funcționare a societăților de investiții financiare, că acestea reprezintă una din construcțiile valoroase și perene ale pieței de capital românești. Spuneam că SIF-urile pot și sunt interesante și pentru economia reală. Atât SIF-urile în mod direct prin mandatarea reprezentanților în adunările generale, atât prin deciziile care se iau în societățile din portofoliu, susțin activ, pot să spun, economia românească. Cred că se exercită un management profesionist, cred că există rezerve în profesionalizare și am putea spune, într-o plină economie de piață, în plină formare, în plină transformare, că SIF-urile sunt formatoare și promotoare ale capitalismului autohton. Aceasta ar fi despre prezent. Ce ar fi despre perspective? N-am început cu problematica și provocările SIF-urilor și am preferat să pun în față posibile false probleme și percepții asupra SIF-urilor. În primul rând, nu credem că putem accepta ideea că s-a epuizat potențialul de business al SIF-urilor. Nu credem în problema desfințării SIF-urilor. Nu credem că problema deținerilor și pragurilor de deținere este problema esențială în cadrul activității SIF-urilor. Nu credem că pot fi încununate de succes și în realizarea de performanță la nivelul societăților de investiții financiare măsurile de natură administrativă și legislativă anterior consultării prin vot a voinței acționarilor societăților de investiții financiare. În final, aș vrea să fac câteva observații asupra provocărilor în percepția noastră, adevăratelor provocări la nivelul de perspectivă a activității SIF-urilor. În primul rând, SIF-urile în continuare trebuie să satisfacă interesele și exigențele în creștere a acționarilor și investitorilor. Cum poate să facă asta? Prin asigurarea unei creșteri sustenabile și durabile a portofoliului de active financiare. Și vedem în toate programele de acțiune, în toate strategiile societăților de investiții financiare, se regăsesc aceste direcții de acțiune. De asemenea, trebuie în continuare, prin prisma obișnuinței și a structurii acționariatului, faptul că trebuie să asigurăm în continuare reunarea solidă a acționarilor prin promovarea unor politici de dividend previzibile. Și avem în grijă, chiar dacă nu reușim, dar există, nu reușim imediat, dar deși că există acțiuni complete în acest sens, de diminuarea discountului dintre activul net și prețul de tranzacționare. De asemenea, se fac eforturi pe linie de marketing la nivelul SIF-urilor în identificarea și susținerea investițională de noi proiecte ale economiei reale. Încercăm, în continuare, să promovăm activ criteriile de transparență în strictă concordanță cu noile cerințe ale guvernării corporatiste. Este important să păstrăm standardele de echitate și acest lucru se poate face prin asigurarea unei echități corespunzătoare a societăților din portofoliu, indiferent unde sunt listate, pe piața din București sau pe piața din Sibiu. Credem că este necesară o reflectare mai realistă a potențialului și vocației investiționale a societăților de investiții financiare prin programe de comunicare financiară și imagini specifice. Cred că la acest moment acest aspect este deficitar și poate fi mult îmbunătățit. O altă provocare pentru SIF-uri este incorporarea managementului riscurilor în cultura organizațională internă a societăților de investiții financiare. Toate societățile de investiții financiare au politici de administrare a riscului, au programe de administrare a riscurilor. Integrarea riscurilor se face la nivelul societății conform cerințelor legislative, iar la nivelul diviziunilor organizatorice se urmăresc riscurile specifice. Deci există premise ca această integrare să se poată face. De asemenea, credem în rolul activ al SIF-ului.
implementarea cadrului legislativ și de reglementare a pieței de capital, prin discuții, prin consultări, prin schimb de idei, prin convergențe, prin divergențe cu asociațiile profesionale și reglementatorul autoritatea de supraveghere financiară. În final, am încercat o sinteză, în loc de concluzii, aș putea să spune că falsa problemă, dar am revenit la cum poate discuta de la problemă, nu neapărat falsă problemă, e furnizarea potențialului de business al sigurilor și desfințarea acestora. Iar adevărata problemă,